Bună ziua, elevi! Mă bucur că ne întâlnim din nou în fața micilor ecrane. Se spune că sfârșitul încoronează opera. Astăzi vom desfășura o lecție de sinteză ca să urmărim progresul vostru personal în ceea ce privește cunoașterea de sine și a celorlalți, relaționarea cu cei din jur, integrarea socială și școlară, utilizarea resurselor, atitudinea voastră față de lumea înconjurătoare, interesele prin diferite activități și comportamentul în diferite situații excepționale. Pentru început, vă îndemn să completați spațiile libere ca să obținem definiția completă a noțiunii dezvoltare personală. Deci ce este dezvoltare personală? Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltarea talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Dacă vă amintiți, ați studiat 6 module pe parcursul acestui an de studiu. Identitatea personală și relaționarea armonioasă, asigurarea calității vieții, modul de viață sănătos, proiectarea carierei profesionale și securitatea personală. Priviți, vă rog, imaginea, formulați într-o propoziție idee pe care o sugerează. De exemplu, ar putea fi: cine sunt eu? Cum mă văd ceilalți? Ce valori am? Ce comportament adopt? Ce decizii să iau? Cine vreau să devin? Deci voi aveți o identitate, interacționați cu cei din jur, aveți multe vise, vreți să ajungeți cineva și aveți drepturi și responsabilități în diverse situații. Dar să trecem de la teorie la practică. Vă propun să alegeți unul dintre numerele de la 1 la 5. Fiecare număr va coincide cu câte o activitate practică care va demonstra competențele achiziționate în timpul anului de studiu. De exemplu, dacă ați ales cifra 1, veți avea să alcătuiți o carte de vizită. Aici veți putea să completați cu datele personale. În rubrica calități, indicați 3 calități care cel mai bine vă reprezintă. În rubrica aspecte pe care ați dori să le îmbunătățești, ați putea să completați cu lucruri de care nu sunteți mândri, care îi deranjează pe cei din jur și ați vrea să le perfecționați. În ultima rubrică puteți să propuneți un simbol care vă reprezintă și sloganul după care vă conduceți în viață. Succes! Cei care au ales cifra 2 va avea să alcătuiască o hartă care ar reprezenta viața voastră. Deci condiția este următoare. Punctează pe această hartă evenimentele importante pe care le planifici pentru viitor. Identifică interesele, preocupările, obstacolele întâlnite și abilitățile dezvoltate. Ai întâlnit vreodată intersecții în care să-ți dorești să urmezi un alt drum? Dacă da, desenează-le pe hartă. Ce ați putea desena pe această hartă? Probabil fiecare om își croiește un drum spre viitor, pornind de la casa părintească. Și în calea voastră ați putea confrunta mai multe obstacole, care ar fi neprietenii, dezamăgirile, eșecurile, relația cu părinții, cu colegii de clasă, cu comunitatea. Înfruntând toate acestea, ai posibilitatea să ajungi la scopul propus sau la un vis, dar să nu uitați că prin viață se trece ținând cont de anumite valori. Care sunt valorile voastre? Corect! Demnitatea, munca, empatia, devotamentul, ajutorul reciproc și multe altele. Cei care au ales cifra 3 va avea să realizeze un dialog între preadolescență și copilăria din perioada școlii primare, pornind de la începutul dat și utilizând cuvintele cheie: vârstă, creștere, igienă, sănătate, vicii, maturizare. Deci începutul ar putea fi următorul. Copilăria. Hei, mă mai ții minte? Preadolescența. Desigur, chiar mă gândesc uneori la tine.
Bănuiesc că în conversația voastră veți analiza unele particularități de vârstă, schimbările care se produc odată cu creșterea, cum respectați igiena și despre pericolul viciilor. Cei care au ales numărul 4 va avea să elaboreze un proiect al carierei voastre, ținând cont de criteriile propuse. Imagine de sine, cine sunt eu, ce interese am, valorile mele, ce este important pentru mine, orientarea spre viitor, ce vreau să fac, motivația, nevoile mele, dorințele mele, convingerile mele și 5. Aleg profesia deoarece. Aici veți corela trăsăturile voastre personale și abilitățile cu viitoarea profesie. Veți decide care sunt prioritățile pentru a îmbrățișa viitoarea profesie, cunoștințe, implicări. Nu uitați să menționați ce vă motivează, cerința pe piața muncii, salariul, părinții, prietenii, rezultatele de la școală sau alte performanțe. În final, aduceți un argument relevant pentru alegerea profesiei. Cei care au ales cifra 5 vor avea să simuleze 3 acțiuni concrete pe care le-ar întreprinde în caz de incendiu în locuință. Și mă gândesc că primele acțiuni pe care le-ați propune voi ar fi: voi acoperi flacăra cu un prosop umed, voi suna la numărul 112, îmi voi acoperi nasul și gura cu o batistă și mă voi întinde la podea. Sunteți bravo dacă veți alege aceste 3 acțiuni în situația dată. Și cum se obișnuiește, la sfârșitul semestrului veți avea de completat tabelul de performanță, în care veți sintetiza rezultatele obținute la modulul Securitatea personală. Veți bifa rubricile respective în diferite contexte și veți concluziona despre performanțele obținute. De asemenea, veți propune următoarele obiective pentru dezvoltarea voastră personală. Vă urez succes la acest capitol! Foarte curând, cei mai mulți dintre voi vor păși pe tărâmul miraculos al unei luni de poveste cu numele Vacanța Mare. Savurați fiecare clipă! Puneți rost și sens în tot ceea ce faceți. Distrați-vă frumos și util pentru suflet. Acumulați cunoștințe, impresii, emoții irepetabile. Fie ca vacanța fiecăruia dintre voi să abunde în evenimente frumoase și memorabile, dar nu uitați să respectați măsurile de prevenire și de siguranță în orice situație de urgență. Aveți grijă de voi și de cei dragi! Vacanță frumoasă și la revedere!